este din Cartea Neemia, capitolul 4, versetul 10. Să fim cu luare aminte. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc, poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Amin. Suntem la un an de zile de la inaugurarea acestui locaș de rugăciuni. Și mă bucur. La un an de zile a mai apărut un cor de copii. Și fratele spunea, ne bucurăm că a fost în premieră, după un an de zile de la deschiderea acestui locaș, un cor de copii frumos. M-am bucurat și eu. Au cântat, m-am uitat la ei cu minți. Frumos s-au așezat, au plecat la locurile lor. Nu așa e pe stradă, să știți. Nu așa e la școală. Numai la școlile private mai vezi așa ordine puțin. În rest, dacă mergi, când a sunat soneria, dau o buznă, rucsacul jos, un buc, toți sunt cu telefoanele imediat. Ei, m-am uitat aici, frumos s-au coborât, s-au așezat și parcă sunt niște îngeri când te uiți la ei. Am o veste însă pentru dumneavoastră la Knoxville. Din versetul acesta și subiectul care aș vrea să ne concentrăm în dimineața aceasta este dărâmăturile sunt multe. Atât. Ăsta e subiectul care vreau să vorbesc. A fost un cutremur în Turcia, nu de mult. Am văzut la TV și am primit și poze a câtorva români care au vizitat în urma cutremurului. E groaznic ce vezi acolo. Cândva era un oraș frumos. Erau case, building-uri, și doar în câteva secunde s-a dăruit tot. Am fost în Haiti la un an de zile după cutremurul din Haiti. Televiziunea n-a arătat ce am văzut eu acolo. La un an de zile. Televiziunea a arătat palatul guvernamental, downtown-ul, străzi, dar este un deal. Și dincolo de deal sunt maile întregi de oraș. Când am urcat dealul cu câțiva frați, am văzut o priveliște îngrozitoare. Cândva era oraș. Tot era dărâmat. Erau doar niște cărărui. Nu puteai să mergi cu mașina la un an de zile. Maile întregi. M-am uitat sub dărâmăturile unei școli. Am văzut copii, după un an de zile, mirosea greu, prin sub plăcele acele de beton. N-aveau cum se ridice placa, să se poată scoate. Lășați în căldura aceea teribilă. M-am uitat, am văzut cadavre care au mai rămas după un an de zile. E groaznic să vezi dărâmături. Am rămas marcat pentru toată viața mea de scenele care le-am văzut acolo. Am fost în casa unui american care s-a mutat înapoi în Haiti. Și doar cu o lună înainte și-a mobilat casa frumoasă lângă ocean. Și când a venit cu tremurul, plăcile s-au dus și m-am uitat pe niște crăpături, o casă aranjată pentru litaier. Ei au spus, a fost foarte lache, foarte norocos că n-a fost în casă, că n-a fost cu tremurul. Nu mai puteai să faci nimic.
Dumneavoastră însuși vedeți în Nax. Cumpărați un job de casă, așa spunem noi, să-și am un plan să fac aici un mansion, să aibă un view frumos așa peste deal. Și e adevărat. Vin buldozerele, nivelează tot, dărâmă tot. Dar e foarte interesant, frați și surori, când se dărâmă o casă dinăuntru și apare pereții sunt foarte faini. Dar înăuntru, zemlu ca la Florida, un sinc, o gaură, și deodată se surpă dinăuntru și rămâne temelia și înăuntru e gol, s-a dus în pământ. Se întâmplă și așa. Versetul acesta care l-am citit tratează altceva. Eu doar am încercat să vă iau mințile dumneavoastră, să vedeți scene din dărâmături. Versetul care l-am citit aici spune, dărâmăturile, mai citesc o dată, și dărâmăturile sunt multe, multe. Era vorba despre Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu. A fost război, a pus foc la templu și au rămas doar niște dărâmături. Poporul a fost luat rob și din robie primeau vești. Acasă, la templu, casa lui Dumnezeu, sunt multe dărâmături. Am început să construim, să rezidim din nou. Dar nu putem trece de dărâmături. Trebuie să mutăm gunoiul, garbiciul, dărâmăturile. Și apoi să continuăm cu zidul, să mergem înainte. Dragii mei, în veacul în care noi trăim, se întâmplă un fenomen foarte ciudat în lumea noastră. Chemiri. În știință, oameni cu doctorate, cu zeci de ani de școală, auzi, cea mai disciplinară materie este matematica. Acolo nu ai plus, minus. 2 cu 2 face 4 și l-am terminat. Dar el spune acum, cu zeci de ani de școală, fac așa o paranteză, 2 cu 2 face 3. Bărbat cu bărbat în femeie. Cum vine? Adică nici lumea. Și începe să se dărâme o societate. Învățăm copiii în casele noastre și învățăm bine. Și merge la școală și un teacher spune, tu nu ești băiețel, tu ești fetiță. Dom'le, și muncește tata și mama și construiește și deodată vine un alt imperiu, un inamic și dărâm. Fraților, celebrăm un an de zile de la intrarea în acest locaș. Îmi spunea odată un prieten spaniol, mexican, în compania în care am lucrat și mi-au spus că văd acolo niște domni care sunt în adunare. O venit și mi-au spus, pristul o spus la cerci. Când Dumnezeu va cerceta pământul, va lua biserica. Și cine va fi în biserică, va fi luat. Cine nu, rămâne. Și el a înțeles că trebuie să doarmă non-stop, să fie numai în cerci. Și o venit și a spus, Aurelius, nu știu ce să fac. Vreau și eu să fiu răpit. Vreau și eu să mă duc în paradis. Dar nu pot să mă duc la lucru. Și dacă răpirea când e la lucru, eu nu sunt în George. El s-a gândit ferește. Și-o trebuie să muncim puțin
Să vedem care e biserica. Oare e biserica zidurile acestea? Nu. No. Biserica sunteți voi. Voi. Tu ești biserica. Tu ești o piatră în marea construcție a lui Dumnezeu. Și Biblia spune, eu însumi voi zidi biserica. Noi suntem doar salahurii, dacă vreți. Ăștia care mutăm gunoiul. Spunea fratele Costel de patron, de businessat, care au business-uri. Dar eu întreb și românii noștri, și voi, moldoveni, când e vorba să faceți curățenie, faceți voi sau sunați niște alții? Păi, îți plătesc cât vrei, fă-mi curat aici, că venim noi cu echipa să facem. Și sunt oameni care lucrează numai la curățenie. Numai la curățenie. Nu vorbesc de cleaning la apartamente sau la building-uri, la office-uri. Vorbesc de construcție. Auziți, dărâmăturile erau foarte multe și începe societatea noastră care trăim. Da, în stânga se dărâmă, da, în dreapta se dărâmă. Se dărâmă familia, se dărâmă societatea, se dărâmă partidele politice. Nu mai găsești un om care să-l pui la conducere. L-ai pus acum, i-ai dat 1 milion. Domnule, zi ca mine. Țin minte, a mers odată la mormântul lui tata socru în județul Vaslui. Și erau un preot care la casa parohială locuia acolo. Și a mers ca să-i plătesc. Că acolo după 25 de ani poate să mormântează pe altcineva. Dacă n-ai plătit cimitirul la Biserica Ortodoxă. Și a mers și l-am plătit 99 de ani. Dacă mă duc și eu, să rămână să nu îngropi pe altcineva. Și vorbesc cu pristul, cu preotul de la ortodoxi. Și eram cu Gina, cu soția, el era cu doamna preoteasă. Și îi spun, domnule, dacă eu îți scriu o predică și îți dau 100 de dolari, vrei să mi-o citești în Biserica Ortodoxă duminică ce scriu pe hârtie? Pentru 100 dolari, dă-mi eu acum, ha. Că deși n-au murit prea mulți în sat, eu trăiesc mai mult din pomenii și am nevoie de dolari. Îți citesc ce vrei tu. Și auzi ce spune el. Te las să spui ce vrei tu. Nu mai dăm 100 de dolari. Ei, cam în felul ăsta se merge în ziua de azi. Îl votezi și după ce l-ai votat, se schimbă lucrurile. Că unii Dumnezeu și-i dă ceva. Fraților, asta este afară. Dar problema este că începe să se dărâme înăuntru, atunci e necazul cel mai mare. Și acum dați-mi voie puțin, după ce am vorbit de lucrurile din afară, să vorbim și despre cele dinăuntru. Înainte și Scriptura vorbește așa, când vă adunați la oaltă, fraților, ce să faceți? Unul are o cântare. Unul are un cuvânt din partea Domnului. Unul are o învățătură. Și auzi toți împreună legăturile noastre frățești, să creștem pentru slava lui Dumnezeu. În cunoștință, în fapte, în vorbire, în trăire. Dar uitați-vă la societatea care noi trăim. La biserică, dacă vreți să luăm. Conferințe de femei. Nu sunt, să nu creadă care am văzut, ce-i cu bălăci acum? Da? Conferință cu familiile. Convenții de tineret. Tabere de tineret. E frumos, nu-i așa? Ați fost și voi la Carvalho? Acolo. Frumos. Fost bani. Dar interesant că în Scriptură spune 0
toleranță la divorț. Ca zidul să rămână, ăsta e zidul. Dar au venit conferințe de familie și se fac 4, 5, 10, 20 pe an și divorțurile s-au înmulțit 50%. Ce se întâmplă, fraților? Nu cumva se dărâmă zidul? Dărâmăturile sunt multe. Nu mai știi cum să cancelezi. Un păstor spune bine așa, un păstor spune că e bine așa. Unul vine de la seminar, zice, domnule, numai dacă dai zecioala, restul e schimbarea minții, auzi? Pe vremea mea nu era schimbarea minții, era trăirea prin pocăință, atât. Nu se vorbea la noi la țară schimbarea minții. De ce? De ce? Eu sunt dobitoc? Îmi spui tu mie, așa spunea țăranul. Ce spui tu mie de schimbarea minții? Pe un câine pot să-l dresez. Dar auzi, omul modern vine și spune, e schimbarea minții, pocăința. Și după aia, eu trăiesc nepocăit, e dărâmat tot în jurul meu, ok? Dar predic, și mă duc înainte și uite cum e. Și în urmă rămâne de rămături. Cum să mai zidim zidul? Fraților, pe partea asta mai văd, mai e mult tineret aici la voi, mult tineret. Poate vă gândiți, domnule, dar are subiectul acesta, are vreun impact? Vreau să vă spun că toți suntem meseriași. Toți suntem. Și toți suntem o piatră în zidul acesta. Auzi ce spune vrăjmașul și am să citesc. Versetul 2. Oare vor fi lăsați să lucreze, să zidească zidul? Noi vrem să ne rămân tot. Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Termină high school-ul, termină facultatea, universitatea. Și m-am uitat la noi, la Chicago, am văzut unul frumos, la costum, venea de la office, eram în lift cu el. O ieșit de la office și o venit de la etaj. Și când l-a deschis, el a intrat. Ne-a salutat. Și deodată îl văd. S-a uitat la ce număr. Și-a dat jos costumul și-a pus un tricou. Și-a pus un inel în nas. Și-a pus un inel aici. Și-a pus un tatu fain aici. S-a arată mușchi. M-a uitat, interesant, ce-i ăsta? Arată așa de frumos când l-a ieșit de la office. L-am salutat și când am ieșit din lift. Și cum ce mult bai, domnule? În duminici, era alt om. Am întâlnit un evreu, era în zi de sabat. Și mergea așa. Pălărinia. Și tot se uita la ceas. Și mergeam în urma lui pe stradă. Și vorbea cu cineva, zic, e interesant, domnule, uite, în zile sabat, el nu fuge, nu merge cu mașina, merge pe jos, numai atâția fiți. Și uite ce smerit și pocăit e ăsta. Și s-a uitat tot la ceas. Zic, poate că așteaptă, că cineva are o întâlnire și nu se poate grăbi, că nu-i permite legea să meargă repede în zile sabat. Ei, dacă l-au venit 7, auzi, deodată s-a ridicat, a luat ceata, tăi, ce-i cu el? Și l-a văzut, sir, sir, what happened with you? A trecut sabatul, acum e vremea mea, gata. Ei, astăzi, așa apar dărâmăturile. Așa apar dărâmăturile. Construiești o viață și vine unul și dărâmă tot. Unul care nu-i place de lucrarea lui Dumnezeu și de împărăția lui.
El n-are nimic cu Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. El este ateu, nu crede în nimic. Nu știu dacă v-a spus vouă, am primit doar un tichet. Am parcat, era înserat puțin, la un mall, aproape de casă. Și când am venit, aveam un tichet de 20 de dolari în ușă. O spus că sticul meu este expirat, dar nu era expirat. Probabil că polițaiul nu a văzut bine. Aveam și risitul când l-am cumpărat, sticul acolo, frumos, tot era valabil. M-am uitat și am zis, nu, acum du-te la poliție și prepară-ți greșeala. Și a doua zi am luat risitul, am mers cu mașina, m-am oprit în suburbie. Era aproape de mine. Era o doamnă la ghișeu și am salutat-o și i-am spus, am primit amenda asta de 20 de dolari. Zic, mașina e afară, ăsta e risitul. Ea s-a uitat, data, tot, plătit, mașina e afară. Bate copiură. Zice, cazul e dismis, ești liu. Zic, nu, îmi vine în cap ceva. Zic, nu, stai. M-am uitat, erau trei polițiai, toți albi, ea albă. Și m-am gândit, acum poți să spui ce vrei, ce ești. Zic, hai să spun că sunt negru. Și îi spun ei, zic, auzi, I am black. Tu ești white și tu faci discriminare cu mine. Și voi toți aici sunteți albi și eu sunt negru. Îmi dai un tichet de 20 și mă porți pe drum, cine îmi plătește 1,000 de dolari? Ea se uită așa, îi spun, sir, you are white. Zic, nu, no, I am black. Că așa mă învață societatea asta, da? Hai să spun așa atunci. Și ei cheamă pe polițari, vin aia trei. Deci au urmă ăsta. Ei se uită la mine și râd. Zice, sir, you are white. Nu, no, I am black. Dar eu serios. Serios. Și îl cheamă pe comandant. Erau trei, patru, cinci și mai venit încă. Comandantul zice, ascultați ce zice, spune aia. Și îi spun la comandant. Și el iese de acolo, vine la mine, zice, dacă toți ar fi ca tine în țara asta, n-am fi ajuns aici. El o înțeles imediat ce vreau să spun. Și zic, n-am dat, dar stai așa puțin. Zic, acum tu ai înțeles gluma. Dar eu sunt păstor. Și mie, eu cred că nu mi se întâmplă nimic în viața asta. La voia întâmplări, așa. Nu. Am primit tichetul ăsta ilegal. Cazul e dismis. Și eu înțeleg că Dumnezeu m-a adus aici să vă predi vouă Evanghelia. Și el zice, hai înăuntru. Ei, și-am stat 40 ceva de minute, le-am vorbit despre Iisus și mântuire. Și ei s-au bucurat. Ne-am despărțit. Și a spus, domnule, interesant. M-am întâlnit după câteva luni cu unul din ei la GameStation și unul s-a uitat, hey, Mr. Black! A spus, zic, te salut. Nu voi uita niciodată! Nu voi uita niciodată! Auzi ce spune poliția. Ei, dar în societatea în care noi trăim, uitați-vă, se întâmplă lucruri din astea. Se dărâmă o societate, se dărâmă biserica, adunările lui Dumnezeu. Biserica n-are cum, să știți. Biserica va rămâne biserică toate viacurile, până va veni Iisus. Dar în adunare începe să se strice. Îmi vine unul cu o creastă de cocoș. Îmi vine unul, acum tot mai mult, vin cu inel în limbă. Și îl întreb, era o fătuță, zic, dar ce vorbești așa? Și mă uit, iar e în limbă, cântă la cor, auzi. Și întreb, dar de ce? Zice, e mai cool când vorbești la mea, așa mai, e mai cool. Da, idei. Vedeți cum diavolul dărâmă, dar are emblema excavatorului, cool.
și dărâmă zidul. Fraților, am citit acest verset, dărâmăturile sunt multe. Noi celebrăm un an de zile de la o construcție frumoasă. Și bine ați făcut-o, frumoasă este. Dar vreau să vă spun, după un an de zile, aveți grijă înăuntru. Dărâmăturile sunt multe. Începe soțul să se certe cu soția. Aia începe dărâmarea zidului în casă. Vine un copil rebel și nu mai ascultă. Mam, abia aștept să plec de acasă. Nu mai vreau să fiu, nu mai vreau. Am terminat cu asta. Și mama începe să plângă. Și o auzi în dormitor cum se roagă, Doamne, ai milă de copilul meu. El nu-și dă seama acum. Într-o zi se va lovi cu fruntea de pragul de sus. Nu vreau să-l văd schilodit. Vreau să-l văd un om întreg. Nu, ascultă-mă! Și începe să lucreze la moloz, la dărâmături, ca să vadă lungi construcția zidul, să fie casa ei protejată. Și nu e ușor, fraților, nu e ușor. Am ajuns cu zidul la dărâmături. Nu putem înainta. Trebuie să dăm molozul acesta la o parte. Necredințe, modă, furtișaguri, minciuni. E o lume îmbixită, dar arată frumos ca un pom de Crăciun. Nu e așa că arată frumos un pom de Crăciun. Mie mai mult îmi place pomii voștri de aici. La noi anins e, la Chicago. Dar aici văd niște pomișori roșii așa frumos, pe marginea drumului. Păi e frumos, o iarbă verde. Parcă e frumos. Ăsta îmi spune, este viață, este viață. Ăla de Crăciun îmi spune, ai pasat butonul s-o stins becurile, nu-i viață. Nu-i viață. Muncim de dimineața până seara, ne culcăm târziu. Și vrem să spunem, vreau eu și casa mea să slujim Domnului. Și vine un duh de rebeliune și începe să dărâm în casă. Îl vezi pe fată, pe băiat, s-a închis în dormitorul lui, a fost într-o casă chemat, o chemat niște părinți și au spus, nu mai putem să vorbim cu băiatul nostru. E anul doi la care aici. Și a mers și pe ușă, era pus așa ca la stor, close și open. Știi? Era pus un sign și era întors. Don't bother me. Nu-l deranja. Că el studiază. Și zic, ai double key ca să deschid ușa. El nu știa că sunt în casă. Și am deschis. Și el s-a întors, eu pizdu că e mama și tata. S-a întors spre mine. Oa! Deci, frate, bă, de ce ai venit la noi? Zic, da, am venit la tine. Și-am închis ușa, și-am încuiat de nou, și m-am așezat lângă el. Și-am întrebat scurt, cum ai ajuns aici? Ești un băiat frumos, un blond frumos, înalt. Ce studiezi? Inginerie. Cum ai ajuns în halul ăsta? Și el a început să plângă. Și mi-a spus, am să spun numai ție, drogul. Am luat drog. Am crezut că voi putea să învăț fără să dorm. Și sunt dependent de drog. Nu pot. Nu pot să-i spun la mama și la tata. L-am cuprins și am spus, sunt aici. Dar n-am venit singur. Și el mă întreabă, mai este cineva în mașină? Nu, e cu mine aici în lume. Și l-a uitat, nu mă înțelegea ce zic. Zic, l-a venit cu Domnul Iisus.
El a murit pentru tine. Și a venit cu mine să spună că este ziua când tu trebuie să scapi. Nu vă pot spune ce e în aceasta. Mi-a sărit în gât. Și a plâns mult. A plâns și eu. Am îngenunchiat amândoi, unul față celălalt. A doua zi eu venit la church. Când l-a văzut că a intrat, mama nu știa că vine, nici tata nu știa că o să vină. Când l-a văzut că a intrat, mama a început să plângă. M-am uitat la mama, m-am uitat la el. Și eu ne-am făcut doar atât. Dărâmăturile sunt multe, multe. Ne bucurăm de ziduri, dar nimeni nu știe mormanul de dărâmături din casă sau din inima mea, din viața mea. Cândva mă rugam dimineața, mă rugam seara, mă rugam la mâncare, cândva mă sculam și noaptea. Acum nu mai fac asta. S-a dărâmat chiria în care mă rugam. Am case cu 10 camere. Nu am eu, dar vorbesc exemplu. Dar n-am un loc. S-a dărâmat locul acela de întâlnire cu Dumnezeu în casa mea. Nu mai este. S-a dărâmat. Dărâmăturile sunt multe. Când mai spuneam la soție, ce frumoasă ești. Pe drag, abia aștept să plecăm la adunare, să te aud cum te rogi, stăm împreună, mai cântăm o cântare, acum nu. Am business. Ne-a furat timpul acesta, s-a dărâmat părtășia din casă, sunt foarte ocupat. Mă așteaptă copilul sau fata, tati, vreau să vorbesc cu tine, vin zeci de tine, și îmi spune, am vrut să vorbesc cu mama și cu tata. Niciodată n-a avut timp pentru mine, niciodată. Tot îmi spune, n-am timp, lasă că în weekend. Și în weekend vine cu alte lucruri. Și nu mai avem timp. S-a dărâmat părtășia. Și îmi spune, frate, mă, ce să fac? Am întrebări, nu știu cotro să pun. Și mă uit la el. Mă uit la fată, mă uit la tânărul. Și mă uit la părinți, da, au Mercedes, au două, trei case, au building, dar sunt dărâmături. Oare cine le vor duce astea în spate? În versetul care am citit, spune că puterile celor ce duc poverile slăbesc. Slăbesc puterile păstorilor. Nu mai poți să duci. Am unul care îl duc în spate. De mult. Un copil rebel, neascultător. Pentru zi i-a spus, vin aici. Și-a venit în fața adunării. Și-a spus, Betuel, te pun în spate, nu-mi da pâl. Dacă îmi dai păl în spate, eu n-am cum să mă apăr, nu mă lovi, dar te voi duce cât voi trăi. Că ai avut o mamă care m-a rugat, ai grijă de ăsta. E cel mai rebel din casă. N-a avut de la cine să învețe. Pentru că în vremea copilăriei lui, tata avea drumurile lui. Mă uit la unii din voi care vă cunosc și vă cunosc și părinții. Mă bucur când vă văd copiii liniștiți, cu familie, cu nepoți. Și în urmă au rămas niște bătrâni care n-au obosit. Puterile nu i-au lăsat. Până când au închis ochii, au lăsat scris să nu te lași de credință.
Atât a fost testamentul. A venit unul și mi-a spus, uite, am o scrisoare de la mama care le-a lăsat-o înainte de a muri. Știi ce era scris? Să nu te lași de pocăință. Și mi-a spus, nu pot să dorm. Sunt neliniștit. Nu-mi place pocăința. Am un drum a meu. Dar scrisoarea, biletul ăsta care mi-a lăsat, nu pot să trec de el. Și a spus, pocăința e frumoasă. Nu e o pacuste, nu e un blestem. E o binecuvântare. E un drum, e un expres spre cer. Hai cu mine să mergem înainte. Puterile celor ce duc poverile slăbesc. Fraților din Nax, mă rog astăzi Dumnezeu să vă întărească puterile. Nu vă lăsați. Vrăjmașul spune, pietrele acestea acoperite de praful vremii care trăim, ce mai poate să învie o piatră? Vreau să vă spun, Domnul Iisus spunea, dacă voi nu strigați, pietrele vor striga. Auzi, piatra aceasta, rebelul ăsta, într-o zi va veni și va spune, recunosc că ce este el, este Domnul și vreau să-L urmez. Am văzut cazuri și de felul acesta. Țin minte, eram într-o adunare și în timpul serviciului, în timp ce se predica Evanghelia, s-a ridicat din spate, în colț, unul pletos, un băiat cu o privire ciudată, făcut bine, zdrav, s-a ridicat și a început să vină la mijlocul adunării. Eram cu doi frați păstori și el zice, unul dintre păstori a spus, să sun poliția? Nu știam ce e mintea lui, spunea, nu știam. Zice, să sun poliția? Zice, nu, lasă, vedem ce faci. Și-a venit, s-a uitat la noi. Și auzi ce spun. Mă știi, îi spune lui ăla, mă știi. Are Dumnezeu un loc și pentru mine. Când a spus vorba asta, un bătrânel s-a ridicat și a alergat în față. L-a luat în brațe. Era mai mare ca tata, dar l-a cuprins. Și a spus cu voce tare, lângă mine ai un loc, ți l-am păstrat. Era omul care ducea povara. Toată biserica s-a ridicat, ne-a rugat. A fost o cercetare nemaipomenită. Puterile celor ce duc poveri slăbesc. Dumnezeu să întărească biserica aceasta. Amin. Nu obosiți, frați și surori. Duceți mai departe. Pentru că Dumnezeul nostru lucrează, e viu. Tu ai șansa salvării. Dacă astăzi ești într-o casă de rugăciune, poate o bunică în Mexico sau în Centrul America s-a rugat pentru tine când te-ai născut, să nu-l lași, să nu-l lași. Și astăzi ești aici. Este că Dumnezeu a vegheat peste tine și peste viața ta. Puteai să fii zdrobit într-un gang. Putea viața ta să se termine. Dar Dumnezeu are un plan. Are un plan. Și planul lui e măreț. Există paradis. Există rai. Și tu ai un loc acolo.
Și Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus să te salveze din dărâmăturile acestea și să te pună într-un zid glorios, măreț. Și mă rog în dimineața aceasta Domnul să lucreze în biserica aceasta. Frații mei, dărâmăturile sunt multe. Am vorbit doar de câteva dărâmături. Încă avem mult de lucrat. Aveți grijă. Nu vă concentrați pe lucruri care peritoare, care rămân aici. S-a spus azi de câteva ori, mulțumim Domnului pentru confortul în Africa. Nu era așa, spunea fratele. În Africa. Nu vă concentrați spre confort. Concentrați-vă spre dărâmături. Trebuie să continuăm cu zidul înainte, să zidim. Mai ia și piatra asta, și carul, du-o. A dormit noaptea aialaltă în Missouri, la o familie. M-am uitat în tribuna, în tribuna de la China, acolo, în cabinet. Era un set foarte frumos. Cumpărat scump, mi-a dat seama, probabil că era și spoit în aur. Și m-am gândit, stând la masă, mă uitam la cabinet, la setul acela. Undeva au fost niște firicele mici, într-un nămol, într-un munte. A fost culese, puse în sită, prelucrate, puse în foc, mestecate. Apoi a venit un pictor și a pus niște flori, spoite în aur, și acum intru în cabinet. Dar înainte era un garbage. Vedeți ce poate face Dumnezeu dintr-un garbage? Aveți grijă. Dărâmăturile sunt multe, dar avem speranță în Dumnezeu. Vrăjmașii spune, nu se poate. Dumnezeu nostru spune, se poate. Într-o zi voi veni să iau biserica. Vor fi băieți, fete, copii, bătrâni, familie. Alții vor învia din morți, alții vor fi în viață. Și în ziua aceea ne vor lua zborul spre veșnicii. Binecuvântat să fie Domnul. Dar din dărâmăturile acestea, nu ne lăsăm, mergem înainte. Construim. Suntem chemați la aceasta. Aici e Ierusalimul, dacă vreți. E cetatea lui Dumnezeu. Și nu mă las. Eu sunt om, dar El este șeful. Eu sunt trecător, El este veșnic. Eu am să plec la... Poate mâine sau voi mâine am ajuns la vârsta care e scris în Scripturi. 70 și 80 cei mai tari și alții mai sunt cu bonus care se duc înainte. Ok? Dar am ajuns la vârsta Scripturii. Am să trec. Am terminat. Dar după mine vine altul. Continui. Pentru că cetatea trebuie să fie din nou rezidită. Din nou biluit. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu va lua de aici și ne va duce acolo. Nu ne lăsăm. Chiar dacă societatea dărâmă, eram copil tânăr, mă ducea moșul, bunicul meu, la un alt unchi de-a meu după mamă, în localitatea care trăiam, el era păstor la dezidenți. Așa se chemau, dezident. Și bunicul mi-a spus, mergând la un cheșu, zic, bunicul, dar de ce ăștia nu se cheamă apostolici? Cum ne numim noi? De ce se cheamă dezident? Păi zice, ce zidim noi, ăștia încearcă să dezidească. Mi-a spus bunicul. E interesant. Și, dar cum, bunicul? Hai să vezi. Când am intrat, ăsta a spus, nu-i voie să pui pe scânduri, nu era saltele, metri, nu era pe vreme.
băgai într-un sac, așa, niște păruși și fân și le schimbai tot. Când începea să miroase, schimbai. Și asta era salteaua. Și mai puneai o placă, un cearșap, ceva, și el spunea, dezidentul spunea, n-ai voie să pui cearșap, trebuie să dormi pe scândura gol. Că tu ești pocăit, băi, omule. Auzi? Și vedeți, biserica a trecut prin atâtea valuri, prin atâtea strântori și a ajuns până aici. Pentru că mâna lui Dumnezeu a învins puterile care ne-au stat în față. Și în ziua de azi am o veste bună. Dumnezeu va întări mâinile înalți a cărătorilor de poveri. Amin. Dumnezeu va sprijini spatele părinților să-și ducă copiii până la cap. Amin. Dumnezeu va binecuvânta biserica aceasta. Asta e vestea bună care o am. Ca bunicii să vadă pe nepoți, să vadă mari și sănătoși și slujind în casa Domnului. Că Dumnezeul nostru are putere. Amin. Dumnezeu va întări biserica aceasta pentru că El a promis și a păgăduit. Și El se ține de cuvânt. Noi oamenii nu avem cuvânt, dar El are cuvânt, să știți. El nu s-a schimbat. Au trecut împărății în lume. El a rămas același. Eu spus lui Avram, cum vorbea Costel, te voi binecuvânta pe tine și sămânța ta. Și până ziua de azi, uite-te la un evreu, îi binecuvântat. Am să te fac cap și nu vei fi coadă. Ați văzut un evreu lucrând la construcție? Eu n-am văzut. Ați văzut un evreu bătând cartea la companie? N-am văzut. La bandă să lucrez? Nu. Un butic de mic și te așteaptă să mergi să-i cumpere. Auzi, cât de mic? Dar eu nu. E de cap. Pentru că Dumnezeu a spus asta. Dumnezeu se ține de cuvânt. Au trecut mii de ani de la Avram. Dar Dumnezeu a rămas același. Fraților, să fim încrezători în Dumnezeu. Că Dumnezeu are putere. Vom încheia. Și mai am o veste bună. Domnul, care a făcut cerurile și pământul, în final va prezenta capodopera zidirii lui, biserica, înaintea sfinților îngeri, a bătrânilor, arhangeli, herovim și serafim. O va prezenta înaintea Tatălui. Și va fi ziua încununării sau a celebrării nu la un an, ci va fi ziua în care Domnul va încheia lucrarea. Vei fi o piatră în zidirea aceea? Vei fi unul care vei fi părtaș la inaugurarea din cer a clădirii care s-a construit aici? Îngerii așteaptă, se uită. Dar și ăsta? Mai poți să faci ceva din el? Și Iisus spune, da. Am murit pentru el, mi-am dat viața pentru el și am să-l aduc aici. Am să-l aduc aici. Ești purtat pe mâinile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care ne-a purtat și ne poartă, ne va purta până vom ajunge acasă.